Atenție puțin, rog responsabilii de grupe, de grupuri care ați venit din parohii, aveți grijă puțin de copiii dumneavoastră și haideți să intrăm puțin în atmosfera celebrării liturgice, da? Asta înseamnă puțină liniște, atenție și participare la liturghie, da? Lăsăm puțin vorba deoparte, o lăsăm pe altă dată când ieșim din biserică, momentan participăm la Sfânta Liturghie. Încă un anunț, vă rugăm să închideți telefoanele, suntem în biserică, da? Opriți telefoanele, vă rog frumos!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Lăsați copiii să vină la mine, căci a lor este împărăția cerurilor. Lăsați copiii să crească în iubire precum Tatăl. Lăudați să fie Iisus Hristos. Preună cu Preasfințitul Aurel, cu Părintele Felix, cu toți preoții oaspeți, vă salutăm din inimă. Dragă Părinte Paroh, dragi și iubiți copii, tineri, credincioși, domnule primar, astăzi este sărbătoarea copiilor în întreaga noastră dioceză. Aici, la Nicolae Bălcescu, sunt uniți toți într-un simbol al unității, în jurul lui Iisus, în jurul episcopului, sub ochii plini de iubire ai Preacuratei Fecioare Maria. Vă salutăm din inimă și vă dorim să aveți la această celebrare și în această zi bucuria lui Dumnezeu care vă iubește, bucuria Soarelui Hristos care se oglindește în voi, bucuria părinților voștri, pentru a celebra cu vrednicie această celebrare sfântă. Cerem cu toții iertare pentru toate păcatele, ca să putem asculta chemarea lui Iisus și ca să putem să ne întâlnim cu El la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina. De aceea rog pe Sfântă Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
gloria in excelsis Deo. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să înflăcărești inimile noastre cu Duhul iubirii Tale, ca să putem cugeta pururile cele vrednice și plăcute Ție și să Te iubim sincer în frații noștri, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor.
Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima. Lectura 1. Citire din Cartea Deuteronomului. Moise a vorbit poporului israelit spunându-i: Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toate puterile tale. Aceste porunci pe care ți le dau eu astăzi să rămână întipărite în inima ta, să le repeți fiilor tăi, să vorbești despre ele fără încetare, când stai acasă sau mergi pe drum, când te culci și când te scoli, să le legi la mână ca pe un semn, să le porți pe frunte ca pe un talisman, să le scrii la intrarea casei și la porțile cetăților tale. Cuvântul Domnului. Pentru păcatele noastre și pentru ale lumii întregi. Citire din scrisoarea 1 a Sfântului Apostol Ioan. Copilașii mei, vă scriu ca să nu păcătuiți, dar dacă a păcătuit cineva, avem mijlocitor la Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci și pentru ale lumii întregi.
prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cel care zice, îl cunosc, dar poruncile lui nu le păzește, este un mincinos și în el nu se află adevărul. Iar cine păzește cuvântul lui, în acela cu adevărat dragostea lui Dumnezeu este desăvârșită. Cuvântul Domnului! Să fie cu voi. Și cu tău. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus a spus ucenicilor săi, fiți milostivi, precum Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu condamnați și nu veți fi condamnați. Iertați și veți fi iertați. Dați și vi se va da. O măsură plină, scuturată, îndesată și cu vârf va fi turnată în desaga voastră. Căci măsura de care vă folosiți voi pentru alții va fi folosită și pentru voi. Cuvântul Domnului! Preasfințite cucernici părinți concelebranți, iubiți copii,
Știu că astăzi v-ați culat mai de dimineață, ați făcut un drum lung ca să veniți aici la Nicolae Bălcescu, dar cred că aveți și răbdare acum ca să ascultați câteva cuvinte la predică și apoi să ne rugăm pentru că ați venit aici tocmai pentru că este ziua voastră, ziua diecezană a copiilor. Pe 1 iunie a fost ziua internațională a copilului. Știu că în școlile voastre s-au făcut serbări, nu ați făcut ore și v-ați bucurat, cei mai mulți. Undeva poate s-au dat și cadouri, dar iată că astăzi ați venit aici ca să continuați această sărbătoare a copiilor sub privirea lui Iisus. Și ați venit aici, așa cum scrie aici, pe această lozincă sus, să creștem milostiv ca Tatăl. Rețineți această frază pentru că este anul milostivirii. Știți că sunt multe lucruri frumoase care sunt propuse în acest an, pelerinaje, rugăciuni, să ne amintim de faptele de milostenie, dar pentru voi astăzi este această invitație să creștem milostiv ca Tatăl. Acum când am intrat în biserică am văzut că mulți aveați telefoane, aveți telefoane mobile, da? Și cu telefonul de cele mai multe ori, am și eu un buzunar, dar nu telefonez acum, scot și eu telefonul, să arăt că am și eu un telefon. Atunci când deschideți telefonul, de obicei, vă uitați dacă este rețea, nu? Dacă este semnal. Și dacă este semnal, atunci sunați un prieten sau prietenii. Dar când vă uitați că nu sunt liniuțe pe telefon, înseamnă că nu este semnal și sunteți supărați că nu puteți să telefonați prietenilor. Eu cred că astăzi aici, la Bălcescu, este un semnal foarte puternic. Deschid aici și am 5 liniuțe. Înseamnă că este semnalul puternic. Dar avem un semnal și mai puternic, pentru că ne conectăm cu telefonul nostru, adică ființa noastră, persoana noastră, la Dumnezeu Tatăl și ne invită să fim milostivi precum Tatăl. Aici, pe telefon, și mă folosesc aici de ceea ce spunea Sfântul Părinte Papa Francisc pe data de 23 aprilie, când au fost copiii în pelerinaj la Roma, și-a scos și el telefonul și-a spus că de multe ori sunt programe, este o aplicație care se cheamă App Store, nu? App Store. Ce face App Store-ul? Descărcați programe, văd că știți. Iată, sunt multe programe pe telefon, dar acest program, Să crește milostiv ca Tatăl, nu se descarcă de pe telefon. Se descarcă din Evanghelie. Tocmai am auzit cuvântul Domnului, care ne-a amintit că trebuie să fim milostivi precum Tatăl, să-L iubim pe Dumnezeu, să ne iubim unii pe alții. Și vă spun o povestioară și cu asta se termină predica. Un copil vindea într-un oraș mare, la colțurile străzilor, tot felul de obiecte. Era o zi de toamnă, rece, ploioasă. Din păcate, acel copil nu a putut să vândă nimica și era tare trist seara și voind să se adăpostească undeva, a văzut o vitrină luminată, s-a înghemuit acolo lângă vitrină și stătea acolo gândindu-se unde își va petrece noaptea. A venit un polițist și l-a întrebat ce vrea. Și a spus, mă gândesc unde o să dorm la noapte, pentru că de obicei eu dorm într-o cutie de carton. Și atunci polițistul i-a spus, uite, vezi strada asta aici, mergi tot înainte și acolo o să vezi o casă. Și acolo când o să suni la ușă, va ieși cineva și să spui, Ioan 3,16. Copilul a mers la acea casă, o bătrânică a deschis ușa și copilul a spus, Ioan 3,16. Bătrânica l-a luat pe copil, a văzut că era înghețat, era trist, l-a dus lângă o sobă ca să se încălzească și i-a dat o supă caldă. Și copilul, care era înghețat, se gândea, ce frumos cuvânt, Ioan 3,16, te încălzește, îți dă și o supă bună. Dar nu s-a terminat aici, bătrânica l-a luat pe copil
și l-a dus într-o cameră unde i-a pus un lian cu apă să pun un prosop, pentru că nu era spălat de mult timp. Și arăși copilul, care de mult nu mai văzuse săpunul și apa, se gândea, ce frumos, Ioan 3,16, uite, te spală, îți dă un săpun parfumat, îți dă și un prosop. Dar nu s-a terminat aici povestea. Bătrânica l-a luat pe copil și l-a dus într-o cameră ca să se odihnească și acolo a găsit un pătuc cu ceșafuri noi, cu plăpumioară și arăși copilul, înainte de a dormi, trebuie să fie ceva cu acest Ioan 3,16, până că, pentru că îți dă și un pat de dormit și un cerșaf frumos. Și nu a dormit toată noaptea gândindu-se cine este acest Ioan 3,16. A doua zi dimineața, după ce a făcut micul dejun, bătrâna i-a adus o carte mare, era Biblia, Sfânta Scriptură. Dar copilul de bucurie nu mai putea și a întrebat-o pe bătrânică, ce înseamnă Ioan 3,16? Și atunci a deschis cartea și a citit. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și atunci copilul s-a gândit, aha, Dumnezeu este Cel care ne iubește. Dumnezeu m-a trimis aici la această bătrânică și mi-a pus atâtea lucruri frumoase la dispoziție. Ioan 3,16. Iată, și voi ați ascultat astăzi diferite texte. Nu știu care de text v-a rămas mai imprimat în minte. Din Vechiul Testament, se iubește pe Domnul Dumnezeul tău și atunci dacă îl iubim pe Dumnezeu, ne iubește și Dumnezeu. Sau lectura a doua, proclamată, dacă ați observat, poate în spate nu ați văzut, un copil Fernando, care nu vede, și a citit în alfabetul brai. Ați auzit cât de frumos a citit? Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții. V-a spus vouă tuturor, colegilor săi, care sunteți aici, copii, veniți la Bălcescu. Și Evanghelia din nou spuneam că ne-a amintit să fim milostivi precum Tatăl nostru milostiv este. Iată, dragi copii, așadar, dacă vă gândiți la telefoanele voastre și la ceea ce sunteți voi, aveți semnal puternic aici, conectați-vă la Dumnezeu Tatăl, pentru ca să creșteți milostiv precum Tatăl și apoi descărcați programul de fapte bune pe care ni le învață Evanghelia. Amin. Fraților prea iubiți, dragi copii, în bucuria acestei sărbători, a lecturilor sfinte, a cuvintelor Preasfințitului Aurel, în această sărbătoare a voastră, în care vă simțiți toți uniți unii cu alții, noi aici, la Bălcescu, vrem împreună, cu toți cei dragi, cu părinții noștri, cu întreaga biserică, cu Sfântul Părinte, să ne mărturisim aceeași credință și să spunem cu toții, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creator al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, cred într-unul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl Său, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi, pot jubila.
a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatăl și iarăși va veni să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului. Amin. Iubiți copii, Dumnezeu Tatăl ne cere să fim milostivi, așa cum El este milostiv. Să ne adresăm Lui cu încredere, rugându-L să ne ajute să creștem în iubire și milostivire. Iisuse, păstorul nostru, ne rugăm pentru întreaga biserică, fă ca papa, episcopii, preoții, persoanele consacrate și toți adulții să fie instrumente ale milostivirii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, prietenul nostru, ne rugăm pentru toți copiii din lume, ferește-i de rele și fă ca toți să aibă cele necesare pentru a crește frumos. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, mângâietorul nostru, ne rugăm pentru copiii care suferă din diferite motive. Trimite persoanele milostive care să le vină în ajutor și să le alăture durerea trupească sau sufletească. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, educatorul nostru, ne rugăm pentru părinții noștri și pentru toți cei care se ocupă de educația noastră. Dă-le puterea de a-și îndeplini misiunea și răsplătește-i cu harurile tale. Ne rugăm, ascultă-ne! Iisuse, fratele nostru, ne rugăm pentru familiile noastre și pentru cele din lumea întreagă. Fă ca în ele să domnească mereu credința, pacea și bucuria. Te rugăm, ascultă. Iisuse, chipul milostiv al Tatălui, ne rugăm pentru ca în lume să domnească milostivirea. Luminează mintea și încălzește inima celor mari ca să nu se lase dominați de ură și de răzbunare, ci să acționeze mereu cu milostivire. Te rugăm, Doamne Iisuse Hristoase, care iubești nespus de mult pe cei mici, ascultă rugăciunile acestor copii, păstrează-le inima curată, ferește-i de orice rău și fă ca în întreaga lor viață să fie plin de iubire și milostivire, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Thank you.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, să sfințești cu bunătate aceste daruri și primind ofranda jertfei spirituale, să ne dai harul de a răspândi la toți oamenii iubirea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, la jertfa eucaristică, amintirea morții sale ne aprinde iubirea, vestirea învierii ne întărește credința, iar promisiunea venirii sale ne hrănește speranța. De aceea, împreună cu toți îngerii și sfinții, te preamărim într-un singur glas, cântând fără încetare. Oh, stop!
Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moartea ta, o Sfinte, învierea ta, o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfânt. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prunos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc, episcopul nostru Petru, episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde sperăm să ne bucurăm și noi de apururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea
în toți vecii vecilor. Amin. Demnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic, dar spune numai cuvânt.
pentru Sfânta Împărtășanie vor fi suficienți preoți. Faceți culoarele pe mijlocul bisericii, pe lateralele bisericii și afară. Sunt 20 de preoți. Voi rămâneți pe loc și vă veți apropia de preotul care merge pe culoarele acestea. Vă mulțumesc! Yeah.
Felix, Ducența Cristiei, te rog, ca eu să pot să strâng.
Să ne rugăm. Doamne, Tu ne-ai destulat din aceeași pâine cerească, Te rugăm să ne copleșești cu harul Duhului Sfânt și să ne transformi cu totul viața prin frumusețea iubirii desăvârșite, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Dragi copii, vă rog puțin atenție. Este un efect special la sfârșitul Sfintei Liturghii. Dacă nu faceți liniște, acel efect nu se va întâmpla. Vă mai spun încă o dată, este un efect special la sfârșitul Sfintei Liturghii. Dacă nu se face liniște și vorbiți, acel efect nu va mai avea loc. Primul efect e glasul la doi copii care vor să vă spună ceva. Excelențele voastre, este o voce în Evanghelie pe care atunci când o ascultăm ne umple inima de bucurie. Lăsați copiii să vină la mine. Astăzi, în această sărbătoare a copiilor, din parohia noastră, aceste cuvinte nu numai că ne umple inima de bucurie, dar ne și dovedesc că, într-adevăr, ele sunt balsamul sufletului nostru. Din moment ce atâția copii au venit în parohia noastră, în fața Domnului și se bucură împreună de darurile Lui. Noi suntem mici și nu înțelegem multe lucruri, dar simțim că în jurul nostru sunt mulți oameni care ne iubesc și ne arată drumul cel drept al vieții. Printre cei care nu sunt atât de apropiați, sunteți și excelențele voastre, care, prin gesturile de iubire și prietenie pe care le arătați tuturor copiilor pe care îi întâlniți și îi binecuvântați, împărțind și sacramentele creștine, ne dovediți că sunteți adevărașii noștri păstori ce își iubesc turma și se îngrijesc de ea. Mulțumim lui Dumnezeu că sunt împreună mici și mari, cunoscuți și necunoscuți, oaspeți și invitați. Niciodată nu vom uita această zi, privind la icoana Mântuitorului, ce îmbrățișează pe copii și care au stat un an de zile în parohia noastră. Avem sentimentul că cineva pleacă de la noi și nu ne mai îmbrățișează zilnic. Sperăm să fie doar un sentiment, căci încetul cu încetul înțelegem că Domnul este cu noi în fiecare zi până la sfârșitul zilelor noastre, mai ales când îl primim în Sfânta Împărtășanie și participăm cât mai des la celebrarea Sfintei Liturghii. Mulțumim și părinților și celor care ne iubesc și s-au arătat afecțiunea față de noi prin toate cadourile pe care le-am primit în aceste zile. Mulțumim tuturor copiilor și tinerilor din parohiile diecezei noastre care au venit astăzi la sărbătoarea copiilor și au devenit prietenii noștri. Sperăm să creștem împreună și ori de câte ori ne vom întâlni să putem lăuda pe Dumnezeu. Să ne întărim în credință și să ne aprindem de iubirea prin mântuirea vieții noastre creștine. Pe cei pe care noi i-am amintit în aceste puține cuvinte, îi purtăm în inimile noastre și sperăm ca într-o zi recunoștința noastră să fie simțită și de ei prin modul nostru de a ne comporta și a crește împreună. Tuturor vă mulțumim și vă spunem că vă iubim sincer și vă îmbrățișăm. Mă bucur, încă puțin atenție, mă bucur că ați fost atenți măcar 10% dintre voi. Primul efect cât de cât și-a produs
dacă vrem, acțiunea. Dragi copii, nu cred că este o bucurie mai mare pentru un preot decât să stea între cei mici, între cei pe care Dumnezeu mereu îi iubește și se oglindește în ei. Voi ați fost astăzi în centrul atenției noastre, în frunte cu episcopul diecezei noastre, care ori de câte ori se întâlnește cu copiii diecezei, cred că întinerește și se face un mic copil al lui Dumnezeu, iubit în mod deosebit de Dumnezeu. Îi mulțumim pentru prezența sa. Îi mulțumim și episcopului nostru auxiliar, care era în îndoiel zilele trecute dacă va ajunge la noi sau nu. Îi mulțumim. Mulțumim tuturor preoților prezenți. Ați văzut că sunt preoți frumoși, avem la altar. Înseamnă că Dumnezeu mereu îi copleșește cu harurile sale. Vă mulțumim vouă tuturor, dragi copii, care ați venit în parohia noastră Bălcescu. Să știți că am avut o singură dorință. Să veniți în biserică și să cântați odată încât să mi se umple inima. Și s-a împlinit această dorință. Vreau după liturghie reprezentanții voștri să meargă până la căminul cultural. Sunt pregătite acolo 4.000 de pachete pentru fiecare copil care a venit la sărbătoarea noastră. Sperăm să fie 4.000-4.500, vedem noi. Inclusiv 4.000 de înghețate. Oh, asta așteptați! Gata, gata! Dacă știam că vă place așa, încă puțină, dacă știam că vă place așa de mult înghețata, nu mai pomeneam numele înghețatei. Pomeneam doar numele lui Isus, așa că o să primiți și înghețata aceea. Vreau în numele nostru și în numele tuturor să le mulțumim celor care ne-au întins o mână de ajutor. Societății comerciale de deman în frunte cu domnul Dragoș, cel mai mare binefăcător al acestei întruniri, batem din palme. Gata. Domnului Sebastian de la Pambac, care ne-a dat acele pungi de panificații foarte bune, pline cu produse de patiserie. Și nu mai pomenesc numele celui care ne-a dat înghețatele a respective, pentru că o să bateți prea mult din palme, dar îi mulțumim. Mulțumim și domnului primar din comuna noastră, tuturor animatorilor și tuturor celor prezenți. Și închei cu o mulțumire specială tinerilor din Bălcescu și spun tuturor preoților de aici, mi-ar plăcea să aibă fiecare preot și paroc în parohia sa tineri cum avem noi la Bălcescu. Dacă suntem tot la capitolul mulțumiri, într-un singur gest, și acestea vor fi ulterior aplauzele voastre, dorim să mulțumim întregii parohii din Nicolae Bălcescu, în frunte cu părintele paroc Gheorghe Cojocaru, părintele Virgil, toți tinerii și animatori. Vă mulțumim pentru primire, pentru sărbătoare și pentru toată grija părintească. Iată, aici, la Nicolae Bălcescu, suntem peste 3.700 de copii, plus copiii din Nicolae Bălcescu, cam cât sunt? 300 și ceva, deci suntem 4.000 de copii, 600 de animatori din 97 de parohii. Felicitări vouă tuturor! Îi felicităm pe toți aceia care au grijă de voi.
părinții paroh, părinții vicari, persoanele consacrate, animatorii, cateheții și așa mai departe. Merită aplauzele voastre pentru că au grijă de voi. Mulțumim și corului de copii și tuturor celor care s-au ocupat de acest cor și mulțumesc din toată inima. Mulțumesc din toată inima tuturor voluntarilor de aici, Nicolae Bălcescu, și voluntarilor Oficiului pentru Pastorația Tineretului, care ne dau o mare mână de ajutor. Felicitări tuturor, preasfințite, sărbătoarea continuă! Și cred că acesta este efectul, atenție, este efectul cel mai important, pentru că fără să săit, uitați, preasfințitul s-a ridicat, vrem să facem un efect excepțional, să nu se audă aproape nimic. Ce ziceți, să reușim? Bun, vă spun, 3, 2, 1, stop, nu să săie nimeni, liniște, perfect, arătați că se poate. 3, 2, 1, stop. Vă mulțumesc pentru tăcere, felicitări, vă spunem împreună cu preasfințitul, felicitări tuturor preoților, persoanelor consacrate, autorităților locale și centrale, dar mai ales vouă vă spunem, felicitări, dragi copii, dragii noștri, cei care îmbucurați viața părinților a diecezei și a țării. Acum a venit timpul vostru. A venit timpul să vorbiți voi. Unde vrem să mergem la anul? Toată lumea strigă, unde? Timpul vostru. Vreau să văd acele placarde. Sus. Așa, mai sus. Gata. Am auzit. Gata. Am auzit. Încă o dată plancată de sus, fără să strigați. Alegem de aici, după ce ne-am rugat și vă văd așa frumos, parochia Barticești. Se află undeva lângă Roma. Acum lăsați jos plancartele voastre, Părinte Paroh primește imaginea și vă însoțim la anul cu aceeași bucurie. Nu uitați, copii, nu uitați, vă rog, o pic de tăcere. Ei, tăcere, s-aude. Vremea bună de datorată voi, pentru că v-ați rugat și ați venit cu credință aici. Să nu uitați să vă rugați pentru cei care au suferit și pentru eroii noștri care își dau viața pentru noi. Să nu uitați de părinți și de cei dragi ai voștri.
Și acum, preasfințite, ne ridicăm în picioare și implorăm binecuvântare cu care ne întoarcem acum să fim întăriți și apoi la sărbare și după aceea la Barticești. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până. Ajutorul nostru este numele Domnului. Prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria, a tuturor sfinților și a fericitului nostru Anton Durcovici, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, merge și trăiți în pace. Mulțumim!